Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi continui prezentarea cutiuțelor de la BuzzBox. Astăzi vă voi prezenta cutia Deluxe, tot ediția primăvară 2021. O cutie foarte frumoasă, mie îmi place acest ambalaj extraordinar de mult și arată foarte bine. Haideți să o desfacem, vedeți că vine împachetată foarte bine. Și haideți să începem, că abia aștept să descoperim produse. Dacă n-ați văzut BuzzBox-ul Selection, vă invit pe canalul meu să-l vedeți. Așa acolo sunt lucruri interesante. În cutiuțele BuzzBox, ca să fac o mică prezentare, găsim produse care vor apărea pe piață sau au apărut de curând pe piață și le putem cumpăra în aceste cutiuțe BuzzBox în vederea testării. Această cutiuță BuzzBox Deluxe a fost 79,90, adică 80 de lei. Transportul curierului este gratuit, deci chiar 80 de lei este tot. Și o să vedem împreună produsele, puteți să faceți un calcul, vedeți dacă se merită. Scuzați-mi pentru cutii, dar am vrut să vă arăt cum vine cutiuța. Și am scăpat. Bun. Cutiuța arată așa și arată foarte frumos. Aceasta e puțin mai mică decât cutiuța BuzzBox Selection. Haideți să vedem dacă pot eu să scot, da, asta merge. Să scot așa frumos această hârtie și vedem pe unde. Acum trebuie să vedem dacă deschide corect cutiuța. Ia să vedem dacă deschid aici cutiuța, care este albă. Și să sperăm că am deschis corect. Bun, cutiuța vine așa, cu această cutie Toblo, ca și la cutia Selection. Și haideți să vedem, de am deschis corect cutia. Super simon. Și avem, ca de obicei, această cărticică în care sunt prezentate produsele din cele trei cutiuțe. Eu v-am prezentat deja pe canalul meu BuzzBox Selection. Astăzi vă voi prezenta BuzzBox Deluxe. Avem o mulțime de pliante. Haideți să vedem ce avem aici. De la Sanovita. De la Techir. O firmă românească. Optifibre. Iarăși Optifibre. Și un voucher de la Casa Timiș. Acesta. Bun. Și haideți să trecem la produse. Le voi scoate pe rând, vi le voi prezenta și voi citi câteva cuvinte despre fiecare. Primul produs pe care îl găsesc aici este Milka, creează mesajul tău tandrul cu lapte alpin. Bun. Mai găsim aici un de acesta, să spunem, de la Naturly, un fel de lapte, dar nu mai se numește lapte, bio, de migdale. Data trecută în cea Selection a fost de orez. Acesta are un litru și arată așa. Deci să scot și această ca să vedeți. Și haideți să citim câteva cuvinte în prezentarea acestui produs. Să găsesc în cărticică. Bun, cu migdale. Este o băutură bio de migdale. Încearcă o băutură cu migdale plină de caracter și dulceață ușoară, provenită natural din migdalele prăjite, certificată ecologic fără colorant și conservanți, ideală bătută ca atare în combinație cu cereale la micul dejun, în smoothie-uri sau în preparate vegane. E o alegere excelentă. Bun, de-abia aștept să îl încerc. Bun, trecem mai departe și găsesc aici Veggie Life Bob cu roșii și ceapă de la Sanovita.
Acesta are 100 de grame și să vedem despre ce este vorba. Imediat să găsesc produsul. Așa. Este o pastă vegetală din bob cu roșii și ceapă. O alimentație sănătoasă este una echilibrată și diversificată. Pateul din bob este o alegere foarte sănătoasă și gustoasă în același timp, având beneficii pentru sănătate. Bobul, o leguminoasă aproape uitată în România, are un conținut mare de proteine, fibre, vitamine și minerale, fiind alegerea înțeleaptă pentru perioadele de post, pentru vegetarieni, vegani și pentru toți cei care își doresc o dietă echilibrată și variată. Super bun! Îmi place! Trecem mai departe și găsim aici de la Megal smântână pentru gătit, 200 de mililitri, micuță, așa arată. Haideți să citim și câteva cuvinte despre acest produs. Întâi să-l găsesc în carticică. Ok, smântână pentru gătit Megal. Adaugă în preparate Megal o smântână cremoasă, fină, cu aromă delicată și inconfundabilă de lapte. Cu 20% grăsime, preparată în mod tradițional cu gust autentic și o aromă completă, smântâna de gătit este stropul de savoare care dă preparatelor tale un gust inconfundabil, le îmbogățește și completează perfect ingredientele alese. Super bună! Mai departe! Avem de la Sanovita Bio Muesli cu goji bio, 400 de grame, așa arată. Haideți să citim și despre acesta. Ok, Sanovita Muesli cu goji. Bucură-te de un mic dejun sănătos și descoperă combinația ideală de fulgi de ovăz, goji, fulgi de porumb, fără zaharuri adăugate și curmale. Asigură raportul zilnic de fibre alimentare, vitamine, antioxidanți și proteine vegetale. Fructele goji conțin 18 aminoacizi, dintre care 8 aminoacizi esențiale, aceștia fiind unitățile de bază ale proteinilor, fără coloranți și conservanți, certificat ecologic. Super bun! Mai departe, găsesc aici Reflor Choco, bacterii prietenoase în ciocolată delicioasă, 10 tablete delicioase de ciocolată de la Dylan. Așa arată, chiar nu știu despre acest produs, haideți să citim puțin despre el. Ok, imediat. Ok, am găsit. Bun. Există pe lumea asta cineva care să nu adore ciocolata? Cel mai probabil nu. Dar oare sunt copii care nu mănâncă ciocolată? Sigur nu. Dar știi că există o ciocolată cu multiple beneficii pentru sănătatea ta și a celor dragi ție? Este Reflor Choco, ciocolată cu lapte îmbogățită cu bacterii benefice sistemului digestiv și vitamina D3. Formulă unică în România. Suplimentul alimentar Reflor Choco de la Hillen Pharma a fost creat special pentru a răsfăța copiii prin gustul delicios al ciocolatei cu lapte și pentru a-i ajuta să rămână sănătoși și puternici. Super ok! Ia să vedem dacă putem să-l și desfacem, să vedem cum arată. Ah, sunt aceste mici bucățele de ciocolată. Super bune! Mai departe, văd aici un produs, Optifibre, ajută la reglarea tranzitului intestinal, are 125 de grame și haideți să citim și despre acesta. Imediat. Să vedem. Bun, am găsit, Optifibre.
În agitația vieții cotidiene, o dietă sănătoasă, hidratarea adecvată și activitatea fizică potrivită sunt adesea greu de realizat. De asemenea, o cantitate insuficientă de fibre solubile și insolubile poate avea un efect negativ asupra activității intestinale normale, iar consecințele pot fi constipația, balonarea și flatulența, etc. Acesta este un produs inovator pentru scopuri medicale speciale care ajută la reglarea tranzitului intestinal. Este un produs sigur 100% de origine vegetală. Dar vreau să încerc. Eu oricum am asemenea probleme, deci este super. Văd aici un produs foarte interesant de la Techir, săpun natural cu vitamine și minerale pentru ten și corp. Acesta. Și săpunelul arată așa. Super interesant. Cred că se vede mai bine așa. Haideți să citim și despre el. Miroase plăcut, ca un săpun normal. Haideți să citim și despre acesta. Câte ceva. Dar să-l găsesc întâi. Aici în căticică sunt toate produsele din toate cele trei cutiuțe. Și am găsit Techir, săpun natural, bogat în vitamine și minerale pentru ten și corp, înămol și hale. Descoperă formula exclusivă cu resurse naturale din lacul Techirgor, unturi vegetale, uleiuri nutritive și uleiuri esențiale terapeutice a săpunilor naturale Techir produse cu mândrie în România. Techir este primul și singurul brand autohton de produse cosmetice și terapeutice îmbogățite cu apă salină și, așa, și nămol din inima lacului Techirgor. De-abia aștept să-l încerc. Deci, v-am spus, este un miros discret, plăcut, nu are un miros puternic. Trecem mai departe. Încă un lucru foarte interesant este acest ceai de la Cooper, Black Currant and Blueberry Infusion. Are 50 de grame, 20 de pliculețe. Și arată foarte bine. Haideți să citim și despre acesta. Haideți să vedem, dar l-aș și găsit. Răsfață simțurile cu cearele Cooper din Dorset, naturale, bio și delicioase. Chiar arată bine. Te resimți după o zi solicitantă? Ai nevoie de un plus de energie dimineața de vreme sau de un digestiv după o masă copioasă? Încearcă o ceașcă de Cooper, marca de ceai bio din Dorset, Anglia, fără coloranți și conservanți. Super drăguț. Ia să vedem, pot să deschid? Nu că este lipită cutia, dar o să încerc și o să revin poate în produse favorite. Trecem mai departe. Mai este ceva aici, foarte bine împachetat. Ia uitați. Haideți să-l desfacem și să vedem ce este. Imediat. Este un borcanaș și bineînțeles că am tăiat mult mai mult, dar eu cu deschisul sunt maestră. Okay. Wow! Și avem de la suiteria, avem gem de caise cu green sugar. Arată foarte bine. Foarte bine. Și acesta are, să vedem câte grame are, dar dacă găsesc pe undeva, imediat vă spun. Dacă găsesc pe undeva, 300 de grame. Gata, am găsit. Haideți să citim și puțin despre acesta. Despre acest gem. De caise, nouă ne place acest gem. Ok, suiteria, gem fără zahăr. Am închis gustul verii în borcanul suiteria cu dulceață fără zahăr, cu un dulcitor natural din ștevie, cu 0 calorii, fără conservanți, coloranți sau arome artificiale. Dulcețele suiteria sunt fierte responsabil în vas de inox alimentar non-alergic. Super! Dar încep și revin cu o părere. Și ultimul produs din cutie, și cutiuța este goală, este acest mastodont, care l-am primit și în
în cutia Boxbox Selection. Deci o să am de acesta soluție pentru spălatul vaselor. Cred că pentru un an întreg. Ferry cu citrice, extra plus, ușor de clătit, 900 de mililitri. Și haideți să citim și un pic și despre acesta. Să vedem pe unde este. Ok. Descoperă noul Ferry Extra Plus. Ferry Extra Plus spală vasele cu minim de efort, îndepărtează chiar și grăsimea dificilă cât ai bate din palme. Încearcă și tu formula revoluționară Ferry Extra Plus cu până la 50% mai rapidă în eliminarea grăsimii dificile față de toate celelalte produse Ferry din România. Această formulă este creată special să producă spumă de la început și să continue să facă spumă pe măsură ce speli, distrugând grăsimile și urmele de mâncare greu de curățat. Super! Bun, haideți să facem o mică recapitulare. Cutiuța este goală și o să o iau de aici. Și avem așa. Avem un Ferry mare. Avem ceai de la cupăr cu 20 de pliculețe. Avem acest lapte din migdale, sau băutură din migdale acum, smântână pentru gătit, micuță, optifibre, și acesta are 125 de grame, muesli cu goji bio, un pate vegetal Sanovita cu bob roșii și ceapă, o ciocolată Milka, un săpun natural de la Techir, un gem de caise de la Suiteria, okay. Reflor Choco, ciocolată și multe pliante. Bun, acestea sunt produsele pe care le-am primit în cutiuța BuzzBox Deluxe, ediția primăvară 2021. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare cu următoarea cutiuță. Pa, pa!